Iubitorii filmelor pe marele ecran pot viziona la Slatina filmul de acțiune Labirintul, tratament letal 3D. Filmul rulează astăzi începând cu ora 21, mâine ora 18:30, dar și în weekend și fiecare zi a săptămânii viitoare după amiaza. Cinematograful slătinean funcționează în cadrul Centrului Cultural Eugen Ionescu pe Bulevardul Slatina. Ministerul Agriculturii va sprijini construcția de sere și solarii pentru cultura de legume în spații protejate, potrivit anunțului făcut de ministrul Petre Daia. Astfel, în următoarea perioadă, va fi deschisă o nouă sesiune pe măsura 4.1, investiții în exploatații agricole. Astăzi, angajatorii din județul Olt pun la dispoziția oltenilor aflați în căutarea unui loc de muncă 227 de joburi vacante, dintre care 22 în Balș și 205 în Slatina. Totodată, șomerii olteni care doresc să lucreze în alte județe au o ofertă de 211 locuri de muncă din partea angajatorilor din Dolj, Vâlcea, Brașov, Giurgiu, Prahova și București. Lista poate fi consultată pe site-ul AGFM Olt. Gaițele de Alexandru Chirițescu revin pe scena Centrului Cultural Eugen Ionescu joi, 15 februarie, ora 18. Un spectacol de mare succes în regia lui Nicu Ioan Popa și actori locali. Biletele se pun în vânzare începând de mâine, 2 februarie, ora 15, la casieria Centrului Cultural Eugen Ionescu Slatina. Prețul unui bilet este de 12,5 lei. Educația de calitate pentru copiii care provin din medii dezavantajate este un program de formare profesională continuă aflat în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Olt. Programul are 100 de ore, 4 module tematice. Prețul este de 350 de lei și se finalizează cu obținerea 25 de credite profesionale transferabile. Profesorii olteni se pot înscrie pentru unul dintre orașele unde este acreditat programul, Slatina, Caracal, Corabia.